un imn absolut minunat, o amintire desăvârșită a faptului că suntem chemați ca în fiecare zi să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Mântuitorul nostru. Viața aceasta care o trăim este una față de care am murit, iar acum nu mai trăim noi, ci trăim în El, trăim împreună cu El. De aceea trebuie să fim gata în fiecare zi să murim față de această lume, să murim față de această viață și să trăim o viață nouă în Hristos. Așa cum știți, în restul lumii evanghelice, astăzi este o zi deosebită. Este Rusalile, cum se spune, sau Cinzecimea. Și providențial, sau poate subconștientul meu, a programat lucrurile în așa fel încât tocmai miercuri am terminat un ciclu de studiu despre darurile Duhului Sfânt. Posibil să fi fost coincidență, posibil să fi fost făcătură, nu știu. Și în această seară ne uităm la un text care ne vorbește despre darul singular, darul Duhului Sfânt. Această sărbătoare este una la care nu țin în sensul că nu ader, dar în același timp are totuși, sentimental vorbind, o valoare deosebită în inima mea. Biblic vorbind, Cinzecimea Vechiului Testament coincide cu pogorârea Duhului Sfânt și instaurarea bisericii, da? Bisericii, într-un fel, bisericii vizibile universale, care urmează să răspândească pe tot pământul și, în mod specific, biserica de la Ierusalim. Cei care cunoașteți istoria mea personală știți că, de asemenea, la sărbătoarea Rusalilor, printr-o pogorâre a Duhului Sfânt, Dumnezeu a instaurat o nouă biserică, Biserica Sfânta Treime. Dacă vă gândiți foarte bine, veți realiza că acela a fost momentul în care biserica aceasta s-a născut, da? La Rusalii. Cum ziceam, nu ader în sensul că nu cred că este o sărbătoare poruncită de Scripturi. Cred că avem indicii, porunci, imperative despre cum trebuie să ne închinăm, chiar și când trebuie să ne închinăm, ce trebuie să sărbătorim și așa mai departe. Dar cred că este important ca să privim, pentru că nu trăim departe de această lume, trăim în această lume, trăim într-o țară care se consideră creștină, în care atât bisericile tradiționale cât și bisericile evanghelice sărbătoresc astăzi Rusalile sau Cinzecimea, în care foarte mulți, cred eu, nici măcar nu sunt 100% siguri ce sărbătoresc și există foarte multă confuzie despre ce a fost la Cinzecime și ce ar trebui să fie astăzi. O mulțime de oameni în ziua de astăzi, așa cum spune populara melodie, mai așteaptă Rusalii, da? Doamne, mai vrem Rusalii. La nivel personal, în foarte multe biserici, sunt oameni astăzi care cu siguranță stăruiesc, își doresc, râvnesc, oameni credincioși, oameni care se consideră credincioși, să primească ceea ce Apostolul Petru descrie ca și fiind darul Duhului Sfânt. Sunt oameni care pentru zile, luni, ani, întregi, poate o viață întreagă, sunt chinuiți de acest gând, dacă au primit sau nu. Da? Oameni care se consideră credincioși, oameni care poate au fost botezați chiar în apă, oameni care sunt membri într-o biserică și sunt chinuiți cu gândul acesta dacă au primit sau nu, dacă au sau nu darul Duhului Sfânt. Da? Sunt oameni în biserici baptiste care, ca ucenicii zișa lui Ioan din Fapte 19, când sunt întrebați dacă ei au sau au primit darul Duhului Sfânt, spun și ei, nici n-am auzit că s-ar fi dat așa ceva. La noi în biserică nu se vorbește despre așa ceva. Da? În această seară vrem să privim în mod special la versetele 38 și 39, după ce Apostolul Petru se ridică și ține această cuvântare, această expunere a Evangheliei despre Domnul nostru Iisus Hristos, vedem că îi invită pe ei, după ce cei care aud acest mesaj întreabă pe Apostol ce e de făcut, ce trebuie să facem, îi invită ca să se pocăiască, da? Să se pocăiască, să fie botezați,
Și apoi ni se spune, veți primi darul Sfântului Duh. În creștinism, mai ales în ultima sută de ani, s-a dezvoltat acest curent teologic în care mântuirea este prezentată în două etape. În primul rând este convertirea, în care omul vine la credință, se pocăiește, poate chiar și se botează, este integrat în cadrul bisericii și apoi ulterior, la un timp mai târziu și de obicei după un anumit proces în care caută să primească acest dar al Duhului Sfânt, este botezat cu Duhul Sfânt. Și în acel moment, lucrarea mântuirii, în plinătatea ei, este o realitate în viața credinciosului. Și în această seară vrem ca să analizăm dacă acest fel de gândire și acest fel de a citi ceea ce se relatează în Sfânta Scriptură, mai ales în Fapte capitolul 2, este corect. Pentru că dacă este corect, înseamnă că cei care văd lucrurile altfel și nu caută o experiență sau o primire ulterioară după convertire a Duhului Sfânt, sunt greșiți, eronați, ba mai mult, posibil ca să fie chiar nemântuiți, pentru că vom vedea că Biblia ne arată că toți cei care sunt copiii lui Dumnezeu trebuie să aibă Duhul Sfânt. La întrebarea, ați primit voi Duhul Sfânt? Fiecare dintre noi, dacă suntem credincioși, trebuie să fim în stare să răspundem fără echivoc, fără dubii, da. Și trebuie să știm când am primit, cum am primit, da, Duhul Sfânt. Lucrul acesta este important și sunt șocat, deși nu mai sunt așa de șocat, din nou și din nou și din nou, când am discuții cu credincioși, ba baptiști, ba penticostali, ba de altă natură și primesc tot felul de răspunsuri. De la baptiști ei nu știu dacă au primit sau dacă n-au primit. La penticostali îmi spun că n-au primit, sunt în așteptare, da? Și așa mai departe. Și este foarte trist să vezi oameni care nu se bucură de plinătatea lucrării mântuitoare a Duhului Sfânt, așa cum este ea descrisă pe paginile Sfintelor Scripturi. De unde această confuzie? Această confuzie vine, cum am zis, din acest curent sau sistem teologic care speculează că ar fi două etape în procesul mântuirii. Da? Noi nu vedem mântuirea din punctul acesta de vedere ca și un proces, o vedem ca și un lucru punctual, care apoi declanșează un proces de sfințire, de perseverare, care se finalizează în glorificare, dar mântuirea în sensul de o salvare completă, o lucrare de răscumpărare completă, este punctuală. Se întâmplă într-un moment lucrată de Duhul Sfânt și atunci credem noi că se primește absolut totul. Și vom argumenta lucrul acesta. Citind Faptele Apostolilor, cineva, dacă citește superficial și nu aderă la niște principii hermeneutice sănătoase, ar putea, ca să plece din acest text, din Fapte 1 și 2, citind acest narativ, cu o înțelegere greșită. În Fapte 1 vedem că apostolii sunt în așteptarea Duhului Sfânt la instrucțiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei așteaptă la Ierusalim și așteaptă împlinirea promisiunii Domnului Iisus Hristos. Și atunci, privind acest narativ, suntem tentați să încălcăm principiul bun hermeneutic care ne spune nu ne extragem teologia dintr-o istorie, dintr-un narativ, ne extragem din pasaje doctrinare. Problema este că în mijlocul acestui narativ avem această cuvântare, această predică a Apostolului Petru, care deși este într-un pasaj narativ, este o predică, este un pasaj doctrinar, în care el explică Evanghelia, persoana Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos, însemnătatea morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și în acest fragment doctrinar găsim acest verset în care Petru spune pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și când pui cele două la oaltă, vezi narativul în Fapte 1 și 2 și vezi asta a fost experiența apostolilor. Ei au așteptat și în ziua cincizecimii, la un timp după ce au primit
vestirea aceasta de la Hristos, s-a pogorât Duhul Sfânt și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi citim în Fapte 2 cu 38 și 39 că Petru, în predica lui, spune și el la fel. Credeți, botezați-vă și apoi, probabil, la un timp mai încolo, veți primi și voi darul Duhului Sfânt, făgăduința Duhului Sfânt. A vrea să vedem câteva observații despre acest text care să ne ajute să setăm niște parametri pentru a citi corect acest text. Nu vrem să-l răstălmăcim, nu vrem ca să-l sucim ca să ne iasă nouă teologia, ci vrem ca Scriptura să vorbească cât mai clar, cât mai deslușit. De asemenea, nu vrem ca să încărcăm textul cu o însemnătate care nu o are, doar ca să iasă o altă teologie aberantă, da? Sau doar să fim de acord cu un curent teologic care astăzi este din ce în ce mai popular. În primul rând vreau ca să observați că această promisiune despre care vorbește Petru aici este o promisiune care este pentru toți credincioși. Lucrul acesta este făcut clar din nou și din nou în explicația apostolului Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dar fraza aceasta începe cu și fiecare din voi. Toți cei care sunt vizați de ceea ce zice apostolul Petru aici, trebuie să experimenteze tot ceea ce se menționează aici. Adică, dacă răspund cu pocăință, trebuie să se boteze. Dacă răspund cu pocăință și credință, trebuie să primească acest dar al Duhului Sfânt. Toți sau fiecare care răspunde la mesajul Evangheliei cu pocăință și credință sunt beneficiari ale acestei promisiuni. Nu este o promisiune segmentată. Pocăiți-vă și poate unii veți primi, alții nu veți primi. Nu este ca și darurile Duhului Sfânt, care sunt date de Duhul Sfânt după cum dorește El și unii primesc mai multe și alții primesc mai puține, după măsura de har care a fost dată fiecăruia. Aici este o inclusivitate, adică dacă faci parte din această categorie a credincioșilor, dacă faci parte din fiecare dintre voi care sunt credincioși, care s-au pocăit, toți trebuie să se boteze în apă și toți trebuie să fi primit botezul Duhului Sfânt sau să fi primit Duhul Sfânt. Da? La fel de certă este primirea Duhului Sfânt în acest context, cum este iertarea păcatelor. Toți cei care s-au pocăit trebuie să experimenteze justificarea, trebuie ca să fie iertați de păcatele lor. Asta spune Petru aici. De asemenea, toți cei care s-au pocăit trebuie să experimenteze primirea darului Duhului Sfânt. Nu le poți separa, nu le poți despica, nu-ți permite formularea lui Petru să faci lucrul acesta. Este o promisiune, mântuirea, care cuprinde toate lucrurile acestea, în explicarea lui Petru, pentru toți credincioșii. Fiecare credincios este iertat de păcate prin credință și este beneficiar al darului Duhului Sfânt. Vom ajunge ca să ne uităm și la exact cum, când este beneficiar, dar trebuie să începem zicând că Petru ne comunică foarte clar că toți cei care sunt credincioși sunt iertați, da? Toți cei care sunt credincioși trebuie să-și declare credința lor și toți cei care sunt credincioși au parte de această promisiune a Duhului Sfânt. Fără excepții, da? Fără excepții. Ideea că s-ar putea ca să fie credincioși care nu primesc acest dar al Duhului Sfânt este una total nebiblică, total în afară de ceea ce Petru ar vrea să comunice aici. Apoi vedem în versetul 39 că apostolul Petru, în explicația lui, în explicarea care o dă, face cu atât mai clar lucrul acesta, că este o promisiune care include pe toți cei ce sunt mântuiți. Căci este un cuvânt de legătură, așa cum știm, care explică, da? Care explică căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
Explicația lui Petru din versetul 39 indică că făgăduința este pentru voi, adică pentru cei care ascultau atunci, pentru cei care erau în Ierusalim atunci, pentru copiii voștri, adică pentru generațiile viitoare. Asta este o promisiune care nu i-a vizat doar pe apostoli sau doar pe cei care ascultau predicarea apostolilor, ci este o promisiune care vizează pe toți credincioșii din toate generațiile. Și spune el, pentru toți cei ce sunt departe acum, da? Cei la care mesajul Evangheliei încă nu a ajuns. Încă Evanghelia n-a mers de la Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile Pământului. Și nici astăzi nu a mers, da? Astăzi sunt miliarde de oameni care n-au auzit vreodată numele Iisus Hristos. Miliarde de oameni care nu au acces la o Biblie. Miliarde de oameni care nu pot ajunge la o biserică. Miliarde de oameni care n-au auzit Evanghelia. Promisiunea aceasta este și pentru ei. Este pentru cei care încă sunt departe de Evanghelie, da? Când se va realiza? Când va ajunge? Nu știu. Dar promisiunea, spune Petru, cuprinde pe cei care erau acolo și ascultau și răspundeau în acel moment cu credință, cuprinde pe cei care urmau să vină după ei, pe copiilor, și cuprinde pe cei care erau departe, fie departe în timp sau în spațiu, departe de Ierusalim sau departe ca și ani. Acum, peste 2000 de ani, acolo unde se predică Evanghelia, unde se răspunde cu credință, oamenii primesc darul Duhului Sfânt. Și această promisiune continuă până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Trei categorii diferite, menite să arate inclusivitatea făgăduinței. Da? Petru vrea să spună, făgăduința aceasta nu este doar pentru noi apostolii, nu este doar pentru voi care sunteți aici la Ierusalim, da? Făgăduința aceasta cuprinde toți cei care sunt credincioși, din orice vreme, din orice loc. Eu am impresia că aici Petru, fiind purtat, dacă pot să folosesc limbajul acesta, purtat de Duhul Sfânt, spunea lucruri care nici el încă nu le înțelegea pe deplin. Pentru că încă apostolii nu înțelegeau că Duhul Sfânt a fost dată inclusiv neamurilor. Și știți istoria în Faptele Apostolilor, cât de greu biserica de la Ierusalim a ajuns ca să accepte că și samaritenii, și neamurile, și grecii, și romanii, și toți fac parte din această făgăduință. Dar în predica lui, purtat de Duhul Sfânt, Petru spune exact asta. Promisiunea aceasta nu este exclusivistă. Nu este doar pentru unii. Nu este nici măcar pentru o hierarhie bisericească, pentru cei foarte spirituali, ci pentru toți cei care se încred. Din orice generație, din orice timp, din orice cult, din orice biserică, dacă sunt cu adevărat al lui Hristos, au parte de această făgăduință, au parte de acest dar al Duhului Sfânt. Dar ce anume este făgăduința la care se referă Petru? Două elemente care sunt explicit menționate în cuvântarea lui Petru, în aceste două versete. Prima este justificarea, iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor care este arătată prin credința omului, manifestată, exemplificată prin botez, da? Care arată faptul că în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos noi am fost mântuiți, noi am fost iertați de păcatele noastre, am fost spălați de păcatele noastre în sângele Lui, am fost îngropați în moartea Lui și înviați împreună cu El. Am murit față de păcat și am fost înviați față de sfințenie, față de viață duhovnicească. Deci iertarea păcatelor face parte din această făgăduință. Să nu cumva să ne focalizăm doar pe primirea Duhului, care este deosebit de importantă, și să uităm că făgăduința este mai mult decât atât. Este justificarea și primirea Duhului Sfânt. Ele, evident, că vin la pachet. Primirea Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care aduce o sumedenie de efecte și de realități transformative în viața noastră atunci când El vine și locuiește în lăuntrul nostru. Duhul, ne spune Scriptura, este și ne dă siguranța mântuirii. El garantează justificarea noastră. El este Cel care garantează că suntem iertați, că declarația de iertare este irevocabilă, că nu există curte de apel. Dacă ați fost vreodată la tribunal, nu știu, vă opri poliția sau ceva de genul și ați mers și ați depus o contestație, eu am mai făcut din astea și am și câștigat.
Și pentru câteva zile m-am bucurat tare mult până când mi s-a trimis o altă înștiințare prin care mi s-a spus că poliția județeană a făcut un apel și trebuie să mergem la o altă instanță și la acea instanță am pierdut. Și toată bucuria mea a fost pentru nimică. Ce garanție are credinciosul că la un moment dat nu se schimbă verdictul? Că atunci când i s-a spus că este justificat, iertat, acel verdict este irevocabil și garanția, ne spune Scriptura, este Duhul Sfânt. Garanția nu este o hârtie, garanția nu este o experiență, garanția nu este absolut nimic altceva decât Duhul Sfânt. Da? Citiți acasă Efeseni 1, în care ni se spune foarte clar că Duhul Sfânt este arvuna și pecetea. El este pus în lăuntrul nostru ca și o arvună, ca și o comoară de garanție. Arvuna este acel lucru, atunci când intri într-o tranzacție, care este dată de garanție. Eu îți fac o promisiune și zic, uite, mâine vin să cumpăr mașina ta sau casa ta. Cum știu? Mihai, cum știu că o să vii? Dacă nu mai vii, dacă nu te ții de cuvânt, uite, îți dau o arvună, îți dau iPhone-ul meu. Și dacă nu vin, iPhone-ul e a tău. Arvună, garanție, da? Ca să știm că Dumnezeu a dat un verdict irevocabil, a făcut o promisiune irevocabilă, este Duhul lui Dumnezeu. El a fost pus în lăuntru credinciosului și credinciosul a fost pecetluit. Simbolistica este foarte clară. Da? Arvuna aceasta este în noi și pecetia este acolo să ne arate că nu se mai poate schimba. Arvuna nu se poate scoate afară. Dacă pecetia se rupe, înseamnă că Dumnezeu și-a rupt promisiunea și trebuie să piardă arvuna. Dumnezeu nu te va păstra până la capătul vieții tale credincios și nu te va mântui cu orice preț pentru că tu ești foarte valoros, ci pentru că promisiunea lui și arvuna care a dat-o este foarte valoroasă, infinit de valoroasă. Dumnezeu nu te va mântui și nu te va păstra credincios pentru că El nu poate trăi fără tine. El poate trăi fără tine și va fi fericit toată veșnicia, fără mine, fără tine, fără toată lumea aceasta. Dar din momentul în care și-a dat cuvântul, în momentul în care a promis, Mihai, ești iertat, păcatele tale sunt iertate. În baza jertfei Domnului tău Iisus Hristos, toate păcatele tale sunt iertate. Doamne, cum știu? Doamne, astăzi mă simt iertat, dar mâine s-ar putea să nu mai mă simt chiar așa de iertat. Mâine s-ar putea să vină dubile. Mâine s-ar putea să mă uit la viața mea și să zic, eu nu m-aș ierta. Și răspunsul este, Mihai, ți-am dat o arvună. Și am sigilat-o înăuntru tău și acel sigil nu se va rupe niciodată. Și aceasta este Duhul Sfânt. Duhul este siguranța mântuirii noastre. De asemenea, Duhul aduce o experiență subiectivă a siguranței. Cum ziceam, sunt multe zile în care nu ne simțim mântuiți. Apropo, dacă ești mântuit, ar trebui să ai asemenea zile. În care cercetarea Duhului, convingerea Duhului de păcat este așa de profundă, încât zici, nu pot, un om credincios nu poate fi așa. Nu pot, uite, mă zbat cu păcatele astea de atâția ani. Nu se poate, e clar, nu-s mântuit. Asta este singura concluzie. Asta este un semn bun. Când frați vin la mine și spun, frate, uite, eu cred că nu-s mântuit. Și au fost cazuri. E primul indiciu că sunt pe calea cea bună. Omul care întotdeauna este pe val, omul în care întotdeauna este pe munte, omul în care întotdeauna este pe apogeul credinței, s-ar putea să se amăgească. Pe drumul credinței sunt și văi, și urcușuri, sunt și dealuri, și munți, da? Este un drum greu. Dar Duhul este cel care aduce acea experiență subiectivă a siguranței. Momentele acelea când noi simțim, orice ni s-ar spune, noi știm, ceva în noi confirmă că suntem mântuiți, că suntem al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia ne spune în Romani 8:15 că Duhul este în noi și confirmă această realitate strigând Abba, Tată. Duhul este în noi și confirmă că suntem copii. Și ne face să simțim această realitate, confirmând pentru noi că suntem copii al lui Dumnezeu. Realitatea obiectivă, experimentată de noi în mod subiectiv prin lucrarea Duhului Sfânt. Duhul produce rodul sfințeniei în viața noastră. Da? Sfințirea sau sanctificarea este o lucrare a Duhului Sfânt. Nimeni nu crește în sfințire, într-o viață sfântă, fără
prezența Duhului Sfânt în viața lui. Citiți acasă Galateni, capitolul 5. De asemenea, așa cum am văzut în zilele care au trecut, care am studiat lucrarea Duhului Sfânt de a da daruri, vedem că Duhul dă la discreția lui daruri pentru zidirea trupului. 1 Corinteni 12 ne învață lucrul acesta foarte clar. De asemenea, Scriptura ne învață că fiecare mădular este dăruit pentru slujire. Fiecare mădular, da? Nu poți fi un mădular activ, un mădular util, dacă Duhul lui Dumnezeu nu te-a dăruit cu ceva dar. Ca atare, o măsură de dăruire primește fiecare credincios. Da? Tu ai un scop în trupul lui Hristos din momentul în care ai fost, în care ai fost incorporat în trupul lui Hristos. Când ai fost incorporat, ai fost pus acolo ca și ceva. Ca și mână, ca și picior, ca și gură, ca și ochi, ca și ceva. Nu ești acolo pur și simplu neutil, inutil și peste câțiva ani se va găsi o slujire și pentru tine. Nu. Da? Duhul lui Dumnezeu dă daruri după cum vrea El, dar fiecare creștin are un scop, are o lucrare sau mai multe lucrări, mai multe scopuri pentru zidirea trupului. Și am putea continua, dar ne imaginăm, văzând doar aceste patru aspecte, cât de importantă este lucrarea și prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și Petru spune că această făgăduință a iertării și a primirii Duhului Sfânt, această promisiune este pentru toți cei ce se încred în Domnul nostru Iisus Hristos, oricât de departe ar fi ei în această, în această, în acest moment. Da? Aceștia vor beneficia. Oameni din toate locurile și din toate vremurile, da, vor beneficia de această făgăduință. Și totuși ne punem întrebarea, ce mai exact determină cine va beneficia de această promisiune? De ce unii vor beneficia și alții nu vor beneficia, da? Și Apostolul Petru explică, spunând că toți cei care sunt, fie aproape, fie departe, fie acum, fie în viitor, vor beneficia de această promisiune în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Făgăduința este pentru toți, fără excepție, care sunt chemați de Dumnezeu. Toți cei care au fost rânduiți de Dumnezeu, dați de Dumnezeu lui Hristos, toți pentru care Hristos a săvârșit jertfa necesară să fie răscumpărați, în virtutea acestei jertfe vor primi această făgăduință. Vor primi această moștenire. El a câștigat o moștenire pentru copiii, pentru copiii săi. Așadar, putem spune și noi, ca și Apostolul Pavel, în Roman 9:16, așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Dumnezeu este Cel care rânduiește, Dumnezeu este Cel care alege, Dumnezeu este Cel care cheamă, Dumnezeu știe cei de departe care vor fi într-o zi parte din trupul Domnului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând trebuie să ne punem întrebarea. Ok, am înțeles, există oamenii care cred și se pocăiesc, sunt iertați de păcatele lor și apoi primesc darul Sfântului Duh. Dar frate, apoi când? Și apoi cum? Cum mai exact și când mai exact se întâmplă lucrul acesta? Vreau să facem un exercițiu lingvistic, să vedem cu o citire normală, uzuală a textului acesta, nu justifică abuzul exegetic făcut ca să justifice sistemul acesta teologic prin care se spune crezi, ești mântuit, ești iertat de păcate, dar apoi cândva în viitor, după multă strădanie și stăruință, vei primi darul Duhului Sfânt. Da? Faceți un exercițiu lingvistic cu mine, îl pot face și copilașii împreună cu mine, să le captăm și lor un pic atenția. Da? Dacă, de exemplu, mama v-ar spune la masă, poate v-a spus astăzi la masă, la noi la masă se întâmplă așa ceva cam tot timpul, mănâncă toate roșiile și apoi îți dau prăjitură. Da? O frază foarte simplă în limba română. Când te aștepți tu să primești prăjitura? Copilașilor, când te aștepți să primești prăjitura? După ce mănânci roșiile. Instant, imediat ce ai terminat roșiile din farfurie, da? Te aștepți să primești prăjitura. Pe lângă a mânca roșiile,
Ce mai trebuie ca să se întâmple ca tu să primești prăjitura? Ce mai trebuie să faci tu ca să primești prăjitura? Nimic. Absolut nimică, da? Asta înțeleg prin și apoi, da? Absolut nimică, da? De asemenea, când citim în limba română, apoi, în fapte 2, ar fi greșit să interpretăm că asta cumva înseamnă la o durată de timp după ce condițiile care au precedat acest apoi sunt împlinite. Cea mai logică concluzie, cea mai simplă citire a textului, chiar o citire superficială, este că apoi denotă un eveniment instant legat de pocăință. Pocăința se întâmplă, trebuie să vină prăjitura. Corect? Dacă citim pe românește, dacă citim în altă limbă, este diferit. De asemenea, nu este corect ca să condiționăm de altceva pe lângă ce este menționat în acest lanț, în această frază precedentă. Adică, ni se spune din partea Apostolului Petru că trebuie să fie pocăință și el leagă pocăința de botez. Asta este o altă discuție în care poate să avem timp să intrăm. Dar ar fi greșit să spunem, mai trebuie ca să se întâmple încă ceva. Trebuie să fie pocăință, trebuie să fie botez, trebuie să fie stăruință, trebuie să treacă 50 de zile și după aia vei primi. Asta ar fi echivalentul cu copiii noștri care își termină porodicile, se întorc la mama doritor pentru prăjitură și mama se întoarce la voi copii și spune da, sigur, du-te și fă-ți curat în cameră. După aia vii și mă rogi foarte, foarte frumos și foarte insistent și apoi s-ar putea să primești prăjitura. Dar mama a spus că mănânc roșiile și apoi primesc prăjitura. Nu, ce am vrut să spun prin apoi este că peste o săptămână, după ce faci niște chestii suplimentare care noi nu le-am menționat aici, vedeți câtă încărcătură inexistentă trebuie să dea la acest cuvânt încât să iasă sistemul teologic. Citirea cea mai simplă, cea mai naturală, este una de o legătură strictă între cele două. Când s-a întâmplat una, trebuie să se întâmple cealaltă, da? Când, cum, sunt detalii care trebuie discutate și le vom discuta. Dar a le separa sau a pune distanță sau condiții între ele care textul nu ți le dă, este total abuziv. Este cum ar fi să promiți prăjituri și după aia să vii cu tot felul de condiții suplimentare care nu le-ai, care nu le-ai cerut. Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu spune și face, da? Dumnezeu se ține de cuvânt. A încărca acest apoi, cum se întâmplă de multe ori și cu siguranță dacă a merge astăzi sau mâine, că probabil că mâine se vor posta toate predicile de Rusalii, am găsit tot felul de predici care vor pune accentul foarte puternic pe acest apoi. Săracul apoi. Da? Uitați, apostolii au experimentat așa fapte 1, și Petru în fapte 2 spune că și noi trebuie să experimentăm primirea Duhului ulterior. Asta va fi argumentul bazat pe acest apoi. Ar fi pur și simplu abuziv să încarci acest cuvânt cu însemnătatea unei durate lungi de timp sau cu condiții suplimentare precum stăruința după Duhul Sfânt. Așa ceva nu se găsește în text. În cel mai bun caz, acest apoi denotă o legătură logică necesară între cele două. Pocăința vine la pachet cu primirea Duhului. La fel cum mâncarea roșilor copiilor vine la pachet cu prăjitura. Dar asta poate să denote acest apoi. Există un argument mai bun în acest text cu care nu sunt de acord, nu o să intrăm în el, dar dacă ar fi ca să faci un argument bazat strict pe acest verset, ar fi un argument mai bun pentru necesitatea botezului în apă pentru primirea Duhului, da? Pentru că citit strict natural, necorelând teologic cu alte texte, pare să spună Petru că există pocăință, botezul în apă, primirea Duhului. Și luate doar așa, pur și simplu cum sunt puse acolo, ar părea că trebuie ca să se împlinească și se spune că se împlinesc în ordinea aceasta și una cauzează cealaltă în ordinea aceasta. Da? Din nou, nu sunt de acord cu acest argument, dar ar fi un argument mai valid, mai textual, decât argumentul că apoi înseamnă că trebuie ca să injectăm alte condiții, o altă durată de timp. Da?
Și apoi mai este, al patrulea rând, o altă problemă. Problema că apoi nu există în textul original. Apoi există numai în Cornilescu. Netereu, de exemplu. Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Când scoți apoiul de acolo și pui doar și, pare mult mai imediat, da? Este mult mai clar că aici este vorba nu doar de o legătură logică, dar și de una imediată. Și veți primi. Nu există scăpare. De asemenea, GBV-ul traduce la fel, EDCR-ul traduce exact la fel și veți primi darul Sfântului Duh. Doar Dumitru Cornilescu, și probabil că sunt și alte versiuni, dar Dumitru Cornilescu traduce acest apoi. Apoi veți primi, da? Acest apoi veți primi, care ar trebui să fie tradus și veți primi, în textul original este compus din două cuvinte. Conjuncția kai, care este o conjuncție logică, foarte des folosită în Noul Testament, avem mii de instanțe de folosiri, care tradusă cel mai normal este și de cele mai deseori este cuvântul și, da? O conjuncție logică între două fraze sau două concepte sau două evenimente. Și cuvântul lambano, care este un verb pentru a primi, da? Și de aceea și veți primi sau și primiți este traducerea cea mai naturală. Și în Noul Testament, acest termen lambano, care înseamnă a primi, este folosit în două feluri majore. Sunt nuanțe la felul în care folosit. Pe de o parte este folosit ca să indice a dobândi, adică în sensul activ, adică o acțiune care produce sau procură ceva, a pune mâna pe ceva, da? Asta înseamnă o variantă activă a verbului acesta, sau varianta pasivă a verbului acesta, care înseamnă a primi, adică pur și simplu a primi în dar, în care eu nu dobândesc printr-o acțiune, ci sunt doar unul care primește, care este recipientul, da? Eu sunt destinația. Cineva îmi dă și eu pur și simplu pasiv primesc. N-am făcut ceva. N-am dobândit printr-o acțiune a mea, da? Care credeți că este cel mai des folosit în Noul Testament? Varianta activă, a dobândi prin trudă sau varianta pasivă? Varianta pasivă, da? Mai ales în textele cu încărcătură teologică, termenul este folosit din nou și din nou în sensul pasiv pentru a transmite conceptul acesta a vestii bune, a Evangheliei, care ne arată nu ce putem noi dobândi prin strădania noastră, ci ceea ce Hristos a dobândit pentru noi și noi primim în dar. Nu ce putem noi câștiga prin acțiunile noastre, ci ce a fost câștigat pentru noi. În locul nostru, noi pur și simplu, în tranzacția aceasta numită mântuire, suntem cei care primesc, pasiv, da? El ne dă, noi primim. Noi nu dobândim, noi nu cumpărăm, noi nu ne zbatem și obținem, da? Noi pur și simplu suntem beneficiarii muncii Domnului nostru Iisus Hristos, jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. El plătește, El s-a zbătut, El a plătit prețul și noi am beneficiat. De asemenea, aici Petru nu le spune că ei trebuie să facă ceva să dobândească Duhul, ci le spune că la fel ca și mântuirea, Duhul este primit în dar. În dar este un cadou, la fel ca iertarea păcatelor, la fel ca credința, la fel ca toată lucrarea mântuitoare. Ca tare a încărca acest apoi, nu numai cu o durată de timp, ci cu o strădanie, cu o luptă, cu o stăruință, cu ceva care trebuie făcut ca să poți primi, este total greșit, total împotriva a ceea ce vrea Apostolul Petru să transmită aici. El vrea să spună că și prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului este un har, un dar de la Dumnezeu primită, așa cum este primită și iertarea păcatelor. În ultimul rând, mărturia Noului Testament ne arată că Duhul Sfânt este primit concomitent cu credința și este sinonim cu a fi mântuit. Prezența Duhului este echivalent cu a fi mântuit.
De exemplu, 1 Corinteni 12 cu 13 ne spune că noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Este unul dintre puținele texte care vorbește în mod explicit despre botezul Duhului Sfânt. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Rețineți care era dilema sau cearta din cadrul bisericii din Corinteni. Unii încercau să se scoată în evidență ca mai spirituali și vroiau ca să-i umilească pe cei care nu aveau așa de multe daruri. Și Pavel, în contextul acela, vine și spune: amintiți-vă că botezul Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt în viața credinciosului, este o experiență universală pentru toți credincioși. Nu vă puteți diferenția cu absolut nimic, pentru că toți aveți același Duh, toți ați primit același botez al Duhului și oricum Duhul dă cum vrea El. Și dacă ai primit un dar, nu tu l-ai meritat. Ca tare, nu ai de ce să te lauzi. Și botezul Duhului, și prezența Duhului, și darurile Duhului au fost primite în dar. Nu dobândite, ci primite ca și cadou din partea lui Dumnezeu. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Apostolul Pavel începe și deslușește ce înseamnă, de fapt, botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este procesul sau evenimentul prin care un om este introdus în trupul Domnului Iisus Hristos. Da? Așa am ajuns să alcătuim trupul Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, pentru că am fost botezați de un singur Duh. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Vizual vedem foarte clar ce vrea ca să ne transmită. Botez, baptizo, care înseamnă a fi scufundat. Avem imaginea credinciosului care este învelit în Duh. Duhul este submersat în Duh. Și aceasta nu este suficient pentru a face parte din trupul lui Hristos. Nu poți avea doar Duhul în jurul tău, trebuie ca să ai Duhul în tine. Am fost adăpați, am fost făcuți să bem din același Duh. Ca Duhul să fie în noi și noi să fim în Duhul Sfânt, în Hristos. Da? Romani 8:9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, care este doar un alt nume, o altă denumire pentru Duhul Sfânt, nu este al lui, nu este al lui Dumnezeu. Nu există, dragilor, nu există copil al lui Dumnezeu creștin care să nu aibă Duhul lui Hristos, care să nu aibă Duhul Sfânt. Este o contradicție în termeni. Așa ajungi copilul lui Dumnezeu fiind botezat în Hristos prin botezul Duhului, prin botezul lui Duhul Sfânt. Nu există copil al lui Dumnezeu fără Duh Sfânt. Este foarte trist că oamenii sunt învățați astăzi că poți fi membru într-o biserică, botezat în apă, chiar să te consideri mântuit și să crezi că nu ai Duhul Sfânt. Da? Este o contradicție în termeni. Efeseni 1, 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Totuși ne putem pune întrebarea când exact. Parcă din Efeseni 1 cu 13 indică foarte clar că în momentul credinței, da, ați crezut în El și ați fost pecetluit. Credință și pecetluire cu Duhul Sfânt. Și mai clar în Galateni, capitolul 3, de la 1 la 3. Știm toți controversa galatenilor. Galatenii sunt credincioși, vin iudeii în mijlocul lor și spun: foarte bine, voi credeți în Domnul Iisus Hristos, mai trebuie să faceți ceva. Mai trebuie să vă tăiați împrejur, mai trebuie să vă străduiți un pic, să împliniți niște condiții și apoi veți avea siguranța mântuirii. Și în contextul acesta, Pavel tratează mântuirea lor vorbind despre primirea Duhului Sfânt. Pentru Pavel sunt sinonime. Primirea Duhului și mântuirea. Da? Priviți. O galateni nechipzuiți. Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi.
prin faptele legii, adică prin lucrările care le-ați făcut, prin strădania voastră, prin obiceiuri, ați primit voi Duhul sau prin auzirea credinței? Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul? Început ce? Început pe drumul credinței. După ce ați început prin Duhul, veți acum să sfârșiți prin firea pământească? Ei nu căutau să facă lucruri rele, ei căutau doar să completeze la ceea ce au primit prin auzirea și credința în Evanghelie, adică Duhul Sfânt, ceva. O strădanie, o încercare, o faptă, o stăruință, o ceva suplimentar încât peste ceea ce a spus Scriptura, să aibă ei siguranța că acum sunt mântuiți. Da? În traducerea nouă este și mai explicit, foarte frumos traduce, un singur lucru vreau să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând ceea ce ați auzit? Și înțelegem că Duhul se primește crezând. Crezând. În momentul credinței autentice, Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Da? Acum, noi știm și nu avem timp în această seară, asta este o distinție nu temporală, ci o distinție logică. Da? Nu crezi tu prin puterile tale și apoi Duhul vine în tine. În cel mai bun caz am putea spune că este ceva concomitent. Duhul vine și în acel moment crezi și te pocăiești și nu putem face o distinție de timp, facem doar una logică. Înțelegem că este nevoie să fim înviați înainte să fim vii. Înțelegem că avem nevoie să ni se deschide ochii înainte să vedem. Da? Înțelegem că avem nevoie să ni se schimbe inima înainte să avem o inimă care bate pentru Hristos. Dar tot acestea se întâmplă odată. Da? Prin venirea și primirea Duhului Sfânt, care se manifestă concomitent cu credință și pocăință, care apoi, evident, se mărturisește în apa botezului. În concluzie, ce s-a întâmplat la cinzecime, la Rusalii, cum spun oamenii din popor astăzi, a fost o împlinire a unei promisiuni profetice. De aceea, Apostolul Petru citează o promisiune din prorocul Ioel, prin care s-a instaurat o nouă eră în planul lui Dumnezeu. O nouă epocă în acest plan minunat de mântuire a oamenilor din toate neamurile. În urma morții și învierii și apoi a înălțării sale la cer, Hristos, așa cum a promis, a trimis Duhul Sfânt. Iar la cinzecime avem un eveniment istoric cu semnificație unică în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, prin care se marchează, pe de o parte, împlinirea acestei promisiuni profetice și, pe de altă parte, începutul unei epoci noi a lucrării Duhului Sfânt și a lucrării Bisericii pe acest pământ. Și imediat după această pogorâre, imediat după această înștiințare că s-a început o nouă epocă a Duhului Sfânt și a lucrării Lui prin biserică, imediat după acest eveniment spectaculos, vedem că Apostolul Petru proclamă Evanghelia și explică că toți cei ce cred și se pocăiesc, fără excepții, toți cei ce cred și se pocăiesc cu adevărat, cele două, credința și pocăința, fiind de fapt fețe ale aceeași monedă. Nu poți să ai credința adevărată fără pocăința adevărată, nu poți să ai pocăința adevărată fără credința adevărată. Ele merg întotdeauna împreună. De fapt, sunt interschimbabile. În fapte 2:38, pocăiți-vă este cuvântul metanoia, care toți știți înseamnă schimbarea minții. Da? O renaștere, o transformare a minții. Nu este pocăiți-vă în sensul du-te, fă-te membru într-o biserică baptistă sau pentecostală. Înseamnă o întoarcere a întregii tale ființe, a sufletului tău, a gândirii tale, a inimii tale, de la felul în care gândeai, de la felul în care iubeai, te întorci de la lume, de la păcat, le părăsești și te întorci cu toată ființa ta înspre Hristos. Asta este pocăința, asta este credința într-un cuvânt. Da? Toți cei, spune Apostolul Petru, care cu adevărat se pocăiesc, primesc Duhul Sfânt. Ca atare, fiecare credincios adevărat,
nu fals, nu nominal, adevărat, care este întrebat cum sunt întrebați ucenicii zișa lui Ioan din Fapte 19 de Apostolul Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ar trebui să răspundă da. Da, am primit. Știm că avem un singur Domn, o singură credință, un singur botez al Duhului Sfânt. Știm că am fost botezați în moartea și învierea Lui. Știm că am fost adăpați dintr-un singur Duh. Ni s-a dat să bem și Duhul locuiește în noi. Știm că suntem umpluți cu arvuna Duhului și sigilați cu pecetea Lui până la venirea Mântuitorului nostru. Asta este bucuria care ar trebui ca să o aibă fiecare credincios autentic care pretinde că sărbătorește cincizecimea. Și este o mare durere pentru mine că așa de mulți credincioși, mulți dintre ei chiar autentici, chiar reali, nu au această bucurie, nu au această siguranță și îmi doresc pentru voi să răspundeți cu un da fără echivoc. Când sunteți întrebați, ați primit voi Duhul Sfânt? Da. Am primit noi Duhul Sfânt când am crezut. Domnul să vă binecuvinte și să vă convingă de aceste adevăruri biblice. Amin. Amin. Haideți.